Bună dimineața din Poiana Brașov. Iese soarele, azi noaptea a plouat, dar nu este frig. Dar ce? Ce fain se vede muntele, brazii. Aici dormi extraordinar. Astăzi o să rămân prin Poiana Brașov. O să mergem, să urcăm cu telecondola până la Postăvaru, plimbăm puțin pe acolo, poate mă întorc pe jos dacă nu este ud, așa ar vrea, și o să vizităm și peștera Valea Cetății, care e mai aproape de Râșov decât de Poiană, dar na, consider că e obiectiv turistic al Poienii. E foarte aproape, 5 km, deci se pune. Prima dată o să merg la izvor, îmi iau ceva apă și după urcăm pe Postăvaru. Drumul care duce către izvor este extraordinar, așa o plimbare dimineața. Pe mine, în ultimile săptămâni, m-a durut puțin și spatele și aveam și un junghi la umăr. De când fac mișcare așa dimineața și ați văzut ieri, am mers ca aproape 4 ore, nu mai am niciun fel de durere, toate mi-au trecut. Te simți extraordinar după ce faci mișcare. Și uitați în ce peisaj. Ieri am mai venit odată și am luat apă. Am vreo două bidoane acasă, deci acum o să iau doar o sticlă mică să am la mine la Postăvaru. Ieri când am venit a doua oară aici, era un domn din Brașov, cam la 60 de ani, cu o barbă faină, cu care am povestit mai multe și mi-a zis că ar fi un loc, 7 izvoare se numește, unde este cea mai pură apă din România și mi-a recomandat să merg și acolo. La fel am povestit că la 7 scări, înainte el mergea acolo și urca când nu existau scările. Erau ceva frânghi, ceva mânere din acestea metalice, dar nu existau o scări asta să faci cumva alpinism. Uitați ce faină e natura. Aole, cam alunecă. Mergem către gondolă, știu că la 9 deschide. Aici pe stânga este Capra Neagră. Înainte era un singur local, acum sunt vreo 3 diferite. Sunt 3 proprietari, fiecare a făcut altceva. Sunt 3 restaurante. La fel, pe stânga este biserica din Poiana Brașov, biserica de lemn, superbă. Pe dreapta, cred că este cel mai scump hotel din Poiana, Împărat Aurelius, foarte frumos. Are și un lac în față. Aici, în dreapta, este Șura Dacilor, un restaurant vechi, de pe vremea lui Ceaușescu, îl cunosc. Se mănâncă bine. Uitați, în față este telegondola. Abia aștept să vină iarna. Să merg la schi. A
aici, stânga, aici puțin geamul, hotelul teleferic al lui Copos, destul de scump, fain, teleferic Grand Hotel. Oh, aici era un hotel care mie îmi plăcea foarte, foarte mult, Edelweiss, văd că este în renovare. Da, ciudat. Foarte fain acest hotel Edelweiss, floare de colț, se traduce. Aici fac stânga, pe lângă Rosignol. Acolo este Nuba, acest club Rosignol. În spate se țin ceva petreceri, în weekenduri. Am fost și eu la câteva, iarna în special. Iar aici în față este parcarea. Să parchez și eu mașina și mergem să luăm bilet. Cred că o să cobor pe jos pentru gondola. Am luat și eu o cartelă. Doar urcare este 30 de lei. Știu că iarna trecută era 25 și cu cât cumperi mai multe urcări, este mai ieftin. Uitați, acolo este Nuba. Este 8.51. Am venit bine. E obișnuit ca la schi să vin cu câteva zeci de minute înainte să fiu printre primii la coadă, să prind cea mai bună zăpadă. Cea mai bună zăpadă este în primele două ture de schi, când zăpada este bine bătută. După se umple pârtia, e mai aglomerat, iar zăpada se strică. Cine schiază o să-mi dea dreptate. 7 grade deja, 8.52. Sunt singurul turist. O să am gondola toată numai pentru mine. Oh, acolo sus se pare că bate vântul. Vedeți ce repede se mișcă norii? De multe ori iarna, aici nu se mișca o frunză, iar sus era furtuna. E diferență de altitudine destul de mare. Sper să nu mă prindă ploaia. Văd și un nor acolo mai serios. Am umbrelă, dar nu am la mine. Am o mașină, e umbrelă mai mare, care nu încape în rucsac. Ora 9 și 2 minute și încă n-a pornit gondola. Poate pentru că sunt singurul turist așa matinal. La 9 și 5 minute a pornit gondola. Am avut noroc cu ceva angajați, că altfel cred că mai dura. În gondola din față sunt vreo 5 angajați, cred că lucrează undeva pe sus la Jäger sau pe acolo pe undeva, sau la pârtia de schi, la amenajări. Habar nu am. Dar sunt singurul turist deocamdată. Și asta îmi place. Oh, deja aici bate vântul, uitați. Pomul ăsta. Să mă mut aici, la geam, se vadă mai bine. Bate vântul, a început să se miște gondola.
Și sus e un nor așa destul de serios. Sper să nu mă prindă ploaia. Eu am încălțări din acestea speciale de munte de la Salomon. Nu știu că se vede aici. Au niște crampoane și sunt impermeabili. Foarte, foarte ok pentru drumeții din acestea scurte. Aici chiar nu pot să vin Adidas. Băieții din gondola din față sunt mai bine echipați ca mine. Ia uitați aici, în sus, ce negru este. Dacă o prindă prea, am încurcat-o. Eu n-am decât un tricou și un hanorac. Din materiale sintetice, bineînțeles. Niciodată să nu purtați la schi sau când faceți efort materiale din bumbac. Niciodată. Vai de mine, ce negru este aici. Lacul de acumulare. De aici e iarna pentru zăpada artificială. Uitați acel dispozitiv și apa de aici. Și sunt multe de astea. Văd că este aproape plin. Ce ceață este sus. Și mult mai frig. Dar ce peisaje. Ia uitați jos. Jos în plan este soare. Reușesc? Reușesc. Aici nu se mai vede nimic, gata. Masivul Postovaru. Am dat jos din gondolă. Mi se pare ciudat să nu văd zăpadă. Aici de obicei este foarte animată zona. Toată lumea se echipează. De aici cobori la vale. Acolo pe drumul roșu, care este cel mai ușor, iar pe aici, sub teleferic, care este cel mai greu. Hai pe aici. De fapt, nu o să pot să cobor, trebuie să iau la stânga. Aici este Jäger, șale. Te poți caza, poți mânca. Mi se pare un loc destul de scump, foarte scump, iar mâncarea niciodată n-a fost ok. Undeva acolo se țin și petreceri, lumea cu foarte mulți bani consumă, dansează. Hai să coborăm, că e frică să nu mă prindă ploaia. Este frig aici. Mi-au înghețat urechile. Cred că sunt 0 grade, sau dacă nu, mai puțin. Cava Postovaru.
drumul roșiului este cel mai ușor pentru schi, pentru începători. Și, nu știu, aș mai recomanda și sulinar. Celelalte sunt ceva mai grele. Dar se poate schia lejer. Știți melodia singur pe drum? Așa sunt eu. Dacă vine ursul, am încurcat-o. Am o mărișcă de asta. Și eu mai învârt din când în când să sperii ursul. Știți cum se sperie de asta? Hai de mine, fuge la 10 km. Fac și eu haz de necaz. S-a pus furtuna aici sus. E un frig alău. Nu vă imaginați. Cred că mult, mult sub minus. Și bate și vântul. Ursul mai lipsește acum. Nu știu ce prefer. Să mor înghețat sau să mă mănânce ursul. Am aici și o macetă. Glumesc, e un cuțitaș. Dacă vine ursul, mă lup cu el. Îl dovedesc sigur cu cuțitașul ăsta. Uite-l, ce periculos e. Vorbesc și eu singur. Cred că am luat o razna. De frig. Am ajuns și la cabana Păstovaru. Dar este prea devreme să găsesc ceva deschis. Nici nu mi-e foame, nici nu mi-e sete. Sunt bine deocamdată. În afară de faptul că am înghețat de frig. Totul este ok. Uite ce vânt bate. Un domn de la cabană mi-a zis că pe la ora 11 se deschide. 12 și cu mâncare. Și este normal. Și că sunt multe grade sub minus la ora asta, aici, sus. Am noroc cu adidașii mei, cu crampoane, că altfel alunece aici, totul este umed. Lacul de acumulare care alimentează instalațiile de zăpadă artificială iarna. Să știți că pe telefon se vede mai clar decât văd eu cu ochiul liber. Este o ceață super, super deasă. Bate vântul și frig. În dreapta pârtia Sulinar. În stânga drumul roșu. Oh, văd că de aici se vede Poiana Brașov și parcă este soarele. Undeva acolo jos este soare. Aici este ca un nor, nu știu că se vă vapori de apă pe telefon. Aici cobori pe drumul roșu. Scuze.
O iau așa la dreapta. Jur că mi se pare că am auzit ceva. Uite acolo sus. Cineva calcă așa apăsat. Se rupă crengi. Mai bine iau la fugă. Cred că am fugit cam un kilometru. Vă spun, am mai fost pe aici, dar niciodată n-am auzit așa zgomote. Sigur era urs. Nu mai e mult pe jos. Uitați, jos este soare. Sunt undeva pe la jumătatea drumului. De aici se poate lua și un telescaun. Mi se pare ciudat că merge acum. Poate doar fac probe, că nu sunt turiști. De multe ori nici iarna n-a mers acest telescaun. Și ăsta te duce sus pe lupului. Uite, jos este soare. Dar am trecut de ce era mai greu. Iar am auzit ceva zgomote și încerc să fac și eu puțin zgomot. Am înțeles că ursul fuge, nu fac zgomot. Ce eco se aude. M-am întâlnit cu un domn care urcă. Să vedeți ce sunete scoate. Am vorbit cu el. I-am zis că am auzit ceva zgomote de urs prin pădure. Mi-a zis că știe, este urs acolo și el face și zgomote, adică ca niște urlete din când în când. Nu știu dacă o să-l surprind. Când face o, ceva de genul. Dar tare. Deci chiar era urs. Dar ursul se sperie, cum ne speriem și noi, se sperie și el. Dacă te aude. Gata, traseul meu. Dacă nu te oprești, durează cam o oră și 10 minute, o oră și un sfert. Nu este foarte greu, dar trebuie să ai încălțări foarte bune. Și la fel, foarte important, o să vi se pară ciudat. Trebuie neapărat să ai unghiile de la picioare bine, bine tăiate, așa pe rotund, nu pe pătrat, că îți taie degetele. La fel ca și la schi. Credeți-mă, asta este foarte important. Urs sigur a fost, nu exagerez, și acel domn era mai în vârstă, dar foarte în formă, vedeți că știe. Am scăpat cu bine, acum merg la mașină și o iau spre Râșnov, sunt câțiva kilometri, 5-6, până la peșteră. Mergem și vizităm peștera. La fel sunt pregătit, am rucsac și o lanternă din aceea de cap și o lanternă de mână. Pentru orice sunt pregătit. Dacă mă pui aici în pădure să fac focul, am brichetă specială, am scame din aceea care aprind focul, tălpici am pentru gheață în rucsac, e plin cu de toate. Sunt pregătit, ce să mai. Bine că am scăpat de urs.
aici vin fițoșii din aceea mațe chioare, iau 100 de lei în buzunar, toți banii, își iau o bere și dansează cu ea în mână pe aici, dar se vadă lumea și fac poze în continuu. Eventual pun, fac și un live pe TikTok sau pe Facebook. Credeți-mă că 99% din cei care îi vedeți aici sunt mațe goale, mațe chioare. Și exact aia se filmează. Am trecut, am fost dezgustat de acel personaj care tot apare prin presă, dar venise cu un rac în portbagaj și dacă nu a dansat cu racul, l-a dat la toți prietenii, toată lumea dansa, dădea de la unul la altul acel rac. Era un crab din acela mare de Alaska. Bă, ăla se mănâncă, nu se dansează cu el, bă. Macacule. Ăla da macac. Știți despre ce vorbesc. Taverna racilor. Am ajuns la peștera Valea Cetății. E prima dată când o vizitez. Uite așa, ce am eu aici. Am o lanternă de asta de cap. Se prinde așa, uite. Aoleu. Mă vorbește. Se face și semne, se face de toate. Și mai am încă una. De asta așa mai de mână, dar puternică. Asta e foarte puternică. Încărcată. Și asta îți face semne. Gata. Sunt pregătit. Iau rucsacul cu mine și mergem în peșteră. Peștera Valea Cetății. Eu până acum n-am fost aici pentru că nu mai știu cine mi-a zis, cred că Marian Borcea, că este un chici extraordinar. Că înăuntru sunt tot felul de lumințe, ca un brad de Crăciun. Și de asta n-am fost, dar... Acum, ia uite, gunoaie, așa. Acum chiar vreau să vizitez, dacă este așa chici. Reguli. Nu zice nimic, că n-ai voie să fotografiezi sau să filmezi. Toalete. Aici văd că este un traseu, dar este închis. Un traseu de munte. Eu credeam că peștera e chiar la stradă. Dar ce a de mers? Foarte frumos peisajul până aici. Superb. Ai de urcat destul de abrupt, cam 10-15 minute până la intrarea în peștera, dar e foarte abrupt și alunecos. Ola. Biletul este 20 de lei și se intră odată la jumătate de oră. Cred că sunt ultimul care mă bag acum. Repede, repede, repede. Am lanterna. A fost ceva de urcat, să știți. Ce frig e aici. Oh, și-a lumecos. De platformă sunt, rămâneți pe loc, vă rog. Hai să simt și o lanternă.
Are 20 de metri, mulțumesc. Pe platforma să rămâneți puțin pe loc, urcați înapoi, vă rog. Ce frig aici. Uitați ce saburi. Hai să stim la hotel acum. Nu cred că s-aude nimic. Lungimea totală a peșterii de 950 de metri. Nu se aude de aici. Galeria a fost blocată cu un prilaj odată cu amenajarea peșterii pentru a nu lăsa posibilitatea de a pătrunde orice persoană înăuntru. În anul 1949, fiind un an foarte ploios, debitul curului a crescut foarte mult, aducând multe aluvii. În sala mare a peșterii s-a format astfel un lac subterat cu o înălțime de 8 metri, iar la un moment dat placeul a cedat și presiunea apei s-a prăbușit, iar apa a țâșnit pe culoarul pe care a sperit, făcând visibilă intrarea printr-o explozie hidraulică. Deși intrarea era mică și se făcea doar turiști, pasionați de biologie s-au speculat cu preocupare însă pentru a descoperi minunile create de natură. Era o peșteră sălbatică, iar cei care au intrat au făcut ce au putut. De aceea se observă urme de vandalizare, au existat formațiuni foarte scrie pe pereți, precum și urme de punct, deoarece se intra cu torțe și se făcea foc înăuntru. Lucrurile iau o procedură nouă în 2010, când prin o administrare corectă și prin investiții considerabile, peștera se alege cu o amenajare care să nu influențeze mediul conținător. Astfel, peștera Valea Cetății a putut fi înscrisă în circuitul turistic și a fost declarată zonă naturală protejată de interes național și monument al naturii. Peștera are la ora actuală un sistem de iluminat aparte, cu leduri cu lumină rece, tocmai în ideea de a nu deranja ecosistemul și coloniile de pindeci care și-au făcut casa aici. Potecile sunt realizate cu fibră de sticlă pentru a fi sigure, fără a afecta mediul înconjurător. Lumina, reflexiile pe care micile laturile formează elimină sentimentul claustrofob de peșteră și creează un peisaj timp de poveste. Sala mare, cu o înălțime de aproximativ 20 metri, având aproximativ 2500 de metri pătrați, este uimitoare de frumusețea naturală, prin decorul splendid la care natura a lucrat sute de mii de ani. Se poate observa bine tavanul peșterii, care este bogat împodobit cu stalactite mai mari sau mai mici. Peștera este temporar activă, cu temperaturi de până la 12 grade Celsius. Valorile înregistrate pentru umiditatea relativă sunt cuprinse între 90 și 95%. Din sedimentul existent în sala mare, bibliografia informează că s-au scos piese de ursus speleus sau ursul de capetă. Fauna actuală este reprezentată de lingrișii de diverse mici ghețitoare ce pot fi observate în special în zonele apropiate de intrare. Formațiuni de calcar alb, stalactitele din tavan, stalactitele din bodea sau coroanele formate din calcar sunt adevărate sculpturi în piatră ce întâlnă turiștii care vizitând această peșteră unică. Formarea coloanelor prin unirea stalactitelor cu astalactitelor este un proces lent, fiecare picătură de apă contribuind încetul cu încetul la aceasta. Formarea unui centimetru cub durează aproximativ 100 de ani. Acest proces de formare poate fi întrebut cu greșeală dacă se ating formațiunile datorită presiunii de venit, de aceea vă rugăm să nu atingeți formațiunile de calcar. În partea stângă a dumneavoastră se poate observa o coroană de dimensiuni mai mici și uniți la format în placeul stalactitic ușor inclinat. Astfel de laturi micuțe se numesc fulguri, care pot fi cu sau fără apă.
În partea de jos a acestui grup puteți observa și un alt sculptat în pământ. Acesta fiind creat de unii sociologii ce au lucrat la amenajarea deșeului în anul 2010. Deoarece nu au fost găsite dovezi că cineva ar fi locuit înainte aici, el a creat acest căluț în dorința de a le reamintesc de cei care locuiau înainte în creșteri și lăsau astfel de sculpturi sau picturi din locul lor. Ce o face și mai deosebită pe această peșteră? Acustica. Acesta este și motivul pentru care un tinder din cadrul Picarmonicii din Brașov organizează aici, în mijlocul Sării Mari, un spațiu din mijloc special amenajat pe bază de rezervare, concerte fără niciun amplificator, fără niciun sistem de sunet. Și pentru că așa obișnuim la fiecare tur, noi încercăm să creăm și un din momentul turiștilor, tocmai în ideea că nu toată lumea are ocazia de a intra într-o peșteră neamenajată și neiluminată. Astfel, vom opri luminile pentru câteva secunde, pentru ca fiecare să poată observa ce înseamnă lipsa luminii din peșteră. Va fi un întuneric total, moment propice pentru a stinge lanterna de apă ce practic creează tot ceea ce vedeți aici înăuntru. Astfel, rugămintea noastră este să opriți orice luminiță ce o aveți, indiferent că provine de la telefoane, lanterne sau altceva, să faceți puțină liniște, iar cel mai important lucru este să rămâneți pe loc și să vă țineți de balustradă. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru vizită și vă mai așteptăm la peștera Valea Cetății. Thank you.
Послушал, что прекрасно. Asta a fost turul. Tot turul peșterii a durat cam 10 minute. Mie nu mi s-a părut chici. N-am văzut luminițe la pomul de Crăciun. Era și un ghid care ne-a făcut o scurtă povestioară. Ce să vă spun? Nu cred că a existat turist, sau cel puțin n-am văzut eu pe cei din fața mea. De fapt, pe cei din fața mea i-am văzut. Fiecare a ținut să atingă câte o stalactită sau o stalagmită. Deci ați văzut clar, dacă ai atins prin grăsimea pielii, ea nu se mai dezvolte niciodată, nu se mai crească. Dar ei nu se pot abține. De-aia au venit. Au dat un ban. În spatele meu era o familie de ucrainieni care s-au comportat civilizat, să știți. Dar cei din fața mea, 3-4 familii, toți au încercat să atingă câte o pietricică undeva pe sus, undeva în lateral. Na. Ce să vă zic despre această peșteră? Merită vizitată, chiar dacă durează puțin și drumul până aici este spectaculos. E foarte alunecos, frunzele astea umede alunecă mai rău decât gheața. Cine este șofer știe. Pe aici, la un moment dat, a fost amenajat și un traseu. Nu știu dacă s-a ducea la peșteră sau în altă parte, dar este închis, este stricat. De aici, nu știu dacă mai am ce să vă arătăm în Poiana Brașov. Eu o să merg la masă undeva în Brașov, dar asta o să filmez pentru un alt clip. Diseară cu prietenii mei din Poiana, o să ajungem mai mulți, o să gătim o nutrie, bineînțeles adusă de mine. Cred că i-am mâncat de 10 ori nutrie. Prima dată au fost reticenți, după au prins gustul, mânca cel mai curajos din familie și îndemna și pe ceilalți, gustă să vezi cât de bună este. La mulți le-am ascuns că este nutrie, le-am spus că este iepure și au gustat, au zis că este extraordinar și la un moment dat când au aflat toți că este nutrie, acum eu nu mai pot să vin la Poiana Brașov fără nutrie și mai am una acasă. Am ajuns pe asta mai mare acum. Diseară o să o gătesc eu la ceaon. Nu știu dacă o să filmez pentru că ei nu vor să apară în clip. Dar la fel de interesant, prietenul meu de aici din Poiană, de la Vilele de Aur, are multe, foarte multe locații extraordinar de ieftine, apartamente în vile, în complexul Vila de Aur. Și sunt apartamente mari, de aproape 100 de metri, ca și al meu. Fiecare vilă are 3 apartamente. În această perioadă, cred că se închiriază undeva la 3 milioane jumate, dar puteți veni 2 familii. Fiecare apartament are 2 dormitoare, 2 băi, un living imens cu bucătărie. Nu sunt condiții de lux ca la Alpin sau ca la Hotel Sport sau Edelweiss. Sunt condiții normale, cam cine m-a urmărit a văzut apartamentul din Bulgaria care l-am închiriat eu la Nisipurile de Aur. Dar mult spațiu. Și dacă vii 2 familii la 3 milioane jumătate, 350 de ron, vine 175 de familie pe zi. Undeva prețul de bușteni. Și sunteți într-o locație superbă. Doamna s-a oprit.
îi se pare greu drumul. Într-adevăr este, este destul de abrupt și alunecos. Deci o să, ori azi, ori mâine, o să vă prezint ceva prețuri de acum, de la iarnă, prețuri de Crăciun, prețuri de Revelion. Acolo sunt pachete, nu poți să iei la zi. Undeva 3-4 zile este un pachet. Mâncare nu este. Puteți veni de acasă cu sacul de cartofi, cu sarmale nefierte, cu ce aveți dumneavoastră și vă gătiți aici. În fiecare apartament este bucătărie spațioasă, cu de toate. Fiecare apartament are 2 sau 3 balcoane mari, mari. Așa că puțină lume cunoaște acest loc în Poiana Brașov. Puteți suna, spuneți că veniți din partea mea și o să fiți foarte, foarte, foarte bine primiți. Nu o să închid aici clipul, nu știu dacă o să mai filmez ceva astăzi, dar ne auzim. Eu o să mai plimb puțin. Ieri am făcut 21.000 de pași. Azi sunt abia la 11.000. Așa că o să fac o plimbare pe acea promenadă pe sub tâmpa. Ce să vă spun? N-am cunoscut oraș unde să poți parca mai greu. Te poți învârti ore între și să nu găsești loc de parcare. Foarte mulți turiști, locuri de parcare din ce în ce mai puține. Trebuie să ai un noroc chiar să găsești un loc. Mai ales te poți învârti câteva ore și nu-l găsești. Dar toată lumea asta caută un loc de parcare. Și sunt câteva sute, iar mașini mii. Aici cred că este liceul sportiv din Brașov. Se vede și Biserica Neagră. O să iau pe acea promenadă de sub tâmpa să mai fac măcar 5.000 de pași și după o să caut un loc de mâncare. Un loc unde să mănânc. Dacă veniți în Poiana sau în Brașov, ăsta este unul dintre cele mai frumoase locuri unde vă puteți plimba. De fiecare dată vin aici, este atât de liniște, dar tot este pădure. În stânga este Brașovul. Peisajul ăsta de toamnă este superb. Uite ce fain se vede de aici. Biserica Neagră, centrul Brașovului. Și pe aici te poți plimba, cred că sunt vreo 2 km, 3. Cu aer curat de munte, liniște. Locul este foarte fain amenajat, multe băncuțe unde te poți odihni. Eu o să merg să și mănânc. Este un restaurant aici sub tâmpa, mai în față, cam un kilometru, cred. N-am fost niciodată. Abia aștept. Este foarte lăudat pe internet. Mâncare faină. Nu o să filmez. Clipurile cu ce am mâncat zilele astea pe la restaurante, clipul, de fapt, o să apară. O să-l pun eu, cred că nu mâine, poi mâine. O să-mi spun părerea despre fiecare restaurant, despre fiecare fel de mâncare. Nu mănâncă prea mult, dar la fiecare restaurant am luat 2 feluri de mâncare. Și o să vă spun, o să dau niște note la mâncare,
la servire, la restaurant în general. Să știți că aici, în zona Brașovului, nu prea ai cum să iei țeapă. În general se mănâncă bine. Depinde de gusturi, depinde de multe chestii, dar se mănâncă bine. Nu, eu până acum nu am găsit un restaurant să-ți dea așa, gen Costinești, Eforie, chestii de-astea. Ce am mâncat asta vară. 45 de lei o ciorbă care n-avea carne, era o carne tocată sau chestii de-astea. Și a urmă stricată la 35 de lei. Nu, aici se mănâncă bine. Deci, ne vedem mâine cu un alt clip și poi mâine cu restaurantele unde am mâncat eu în această mică vacanță. Eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura.